Acțiunea de astăzi de la Buzău a făcut parte din seria manifestărilor declanșate la nivel național. Câțiva poștași buzoieni, coordonați de liderii de sindicat, au pichetat sediul prefecturii Buzău, înarmați cu pancarte care conțineau mesaje împotriva conducerii companiei Poșta Română și a guvernului. Protestatarii s-au manifestat pașnic. Cea mai importantă revendicare este legată de majorarea salariilor. În afara faptului că minima creștere salarială pe care o solicitam, deoarece sunt peste 15.000 de oameni care au 1.100 de lei, 1.200 de lei venit, nu s-a materializat, ba mai mult, în AGA s-a hotărât disponibilizarea peste 1.000 de salariați. Printre cerințele sindicaliștilor se mai numără diminuarea veniturilor directorilor companiei, dar și luarea unor măsuri de redresare a situației financiare în condițiile în care pierderile din sistem sunt foarte mari. Conducerea companiei să-și facă treaba, să crească veniturile, să poată avea investiții, să poată toți salariații ăștia să ducă un trai decent și să-și câștige un salariu respectabil. La un moment dat, o delegație a protestatarilor a fost invitată la discuții de prefectul Aurelia Mitrea. Reprezentantul guvernului în teritoriu nu a putut decât să ia act de nemulțumirile poștașilor și să îi asigure că lista de revendicări va ajunge la centru. Am purtat o discuție cu dânsul și le-am propus, deci la propunerea mea, toate am hotărât de comun acord cu reprezentanți ca toate solicitările și nemulțumirile deșilor să le trimitem mai departe, adică Companiei Naționale Poștă Română, Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Persoanele Vârstnice, Ministerului Comunicațiilor și domnului vicepremier Costin Bor. Pentru a analiza, pentru a dezbate și a soluționa în prima ședință tripartită de dialog social de la nivelul Guvernului României aceste probleme revendicate de dânsi. Dacă intențiile de reducere de personal din sistem vor fi puse în aplicare, la Buzău ar urma să fie disponibilizați aproape 100 de poștași.